servus, my friend, și benvenuti tu la Iveta. E un fel de n-ai să crezi, adunat cu tototitul și tot ce vrei să vezi. Nene, ce să zic, este prima mea cursă. Am dedus un transport de sticlă. Merge încetuț aici pe econom. Auto economy. Ok, perfectums. Bun. Ideea care este, știu că am o responsabilitate foarte, foarte mare. Merg încetuț pentru că am și sticlă. Eu am mai făcut o cursă, dar am făcut-o cu un coleg de la mine de aici, de la firmă, care are mult mai multă experiență ca și mine. Și mi-a prins bine cât am fost cu el. De ce? Pentru că am mai învățat unele lucruri. Știi bine, el la un moment dat o zi zice: bă, de ce m-am mai trimis cu tine? Zic că e important, frate, în sfârșit. Și l-a dus o condus el pentru că era noapte și eram și destul de obosit. Iar la întoarcere a trebuit să meargă el o porțiune de drum. După care am condus eu până aproape de Huiedin. O să rămân totuși aici, o să vină ăștia și nu o să mai pot să trec după aia. Ideea este că e foarte rău drumul ăsta de aici, știi? Ideea care este? Unul la mână, responsabilitate mult mai mare decât la 3,5. Și, cum să zic, nu trebuie să fii crispat, panicat și toate cele. Ce trebuie să fac? Să mențin în primul rând banda, ușor aici. Să fiu atent la trafic, să anticipez traficul. Și să fiu cât mai relaxat, dacă vrei. Nu știu dacă este un cuvânt bun. Ideea este că degeaba vii aici și ești panicat și nu știi ce să unde să mă uit, ce să apăs, ce... Nu, relax, nene, relax. Da, este un dâmb. E ok, puțin aici de retarder. Încetinim un picuț, ușor. Ochii în oglinzi tot timpul. Domn primar, fă și mata gropile astea pe aici. GPS-ul ăsta nu știu unde mă duce, la băile Herculane, la Sovata. Nu mai mergem GPS-urile la Sovata și la Iași, ce ai? Ușurel, ideea care este? Eu am vreo 400 sau 300 și ceva, nici nu știu exact câți kilometri sunt. Dar ideea este că mă încadrez într-un program și eu am plecat de aici, de la Turda. Și până pe centura Oradei acolo, ca să zic, după aia când ajung pe la Pecop acolo, o să mă opresc, o să-mi fac acolo un 45. Ce mă enervează gropile astea, Vasile, de nu ai să crezi. Nu am multă marfă pe mașină. Și chestia asta aș putea să spun că este un avantaj. Și tot ce am de făcut este să fiu atent, să pună la priză, să dau tahograful pe H, să mă duc să-mi cumpăr pentru taxele de drum, am acolo acte, caiete, foi și toate cele. Ai tu la Iveta. Domn primar, spargem sticlele, bre, pe aici. Puțin asigurare în stânga. Nu vine nimeni, o să ieșim un picuț mai mult, că ne permite drumul. Acolo, în dreapta, jos, în oglinda aia mică. Treaba e bună. Semnal de dreapta și ieșim la autobandă. Da, mă, treaba e bună. O să încerc să mă duc unde mă simt eu în siguranță. De ce spun asta? Pentru că este important să mă simt în siguranță eu, camionul și marfa. Am mai zis de atâtea ori.
Atâta timp cât marfa este pe mașină, da? Mașina asta este mașina firmei. Ok, nu, de fapt este mașina mea. Da? Până ajung la firmă. Este marfa mea până ajung la destinatar. Om acolo pe șosea, l-am văzut, e ok, un pic în dreapta, că e și el mare, s-a tras și el, treaba e bună, suntem la bordură, e perfect. ...44, 45. Camionul este automat. Este foarte ok. Am uitat să dau drumul la frigider. Fac asta acum, mi-am adus aminte. Aici îl las să ruleze el ușor. Îs pe eco. Încă nu mă știu cu zi, dar o să le găsesc eu pe parcurs. Zi, mă, cu ăsta, mă, de aici, de viteză, cum îi zice? Mă, încetuți, Valentin, încetuți, încetuți. Zi, mă, cu ăsta, cum îi zice? Soarele mamii lui. Nu știu cum îi zice. În sfârșit, ăsta de să-l pui să meargă el pe aceeași viteză de 48 la oră. Lasă-mă că e de-aia de cap și lui ăsta. Nu mă interesează că se numește sistemul. E dă-i pace, e ok. Am ieșit din tur la Valentin, un pic de curbă. E ok, stăm aici la dungă. ...60 este suficient. Până ies de pe gropile astea, un pic în dreapta aici. Suntem la linie, e perfect. Avem linie și aici. Treaba e bună, Vasile, fără mișcări bruște, cum te-a învățat domnul instructor. Am înțeles. Așa spunea Valentin, mergem încet și cu atenție. Am înțeles, doar asta e, zici că eram în armată. Op. Luăm piciorul de pe accelerație, că el vrea să te pace. Un Logan alb neinscripționat, lasă-l acolo, frate, să fie și el. Ia uite-l pe unde mă duce ăsta. E, Vasile, suntem cu ăsta mai mare, pe unde mergem pe acolo? Asta nu știe drumul. Lobul, combustibil am, AdBlue am suficient. Și mergem mai departe. Da, nene, hai că-mi place. Nu zic că nu am emoții, ești nebun la cap, normal că am emoții. Este firesc să am emoții, pentru că I am human. I am alive. Nu sunt inteligența artificială. Aici o să-l iau un pic cu retarder, treapta 1, ușor. Vreau să cobor în siguranță, Vasile, îl dau înapoi. A, vin și eu cu tine, dar mai încolo, peste 2 ani. Bă, îmi plac ăștia cu rilotele, frate, tu l-ai vetă, ce faine îs. Știi care este partea faină? Că nu sunt oarecum presat de timp. Ideea este că o să tot trebuiască să fac vama, știi? Da, păi nu. Aia ui. Facem și pe doamna vamă. Nu știu cât o să stau, este duminică, seara. Știi cum e, nene, toate au un început, nu? Păi da. O, aici să-i dăm un pic de putere să nu rămânem în urmă. Sunt în plaja aia verde, știi? Tot timpul încerc să mă încadrez acolo ușor, fără grabă. Timp este destul.
Este un senzor de presiune de pe remorcă. Mie îmi arată și presiunea la remorcă pe toate roțile și un senzor este defect acolo, știi? Da, păi nu. Oricum, roata este ok. Văd că el și-a și ridicat o axă de pe remorcă. Cluj-Napoca, borș. Borș cu ce? Cu legume? Băi, mi-am adus aminte de borș. Băi, fii atent, știi cum era, mă, că... No, ca la oraș, cineva trebuia să facă borș. Și... Și noi cumpăram de acolo, mă, de la o femeie, din cartier, borș. Bă, și ce zici, frate, că într-o zi a lăsat ușa deschisă, că pe noi copiii nu ne lăsa să intrăm, știi? A lăsat ușa deschisă și ghiși de unde mi-a adus borșul, Vasile, 40-60, ușor. Mai încetuți, așa la început, că nu. Și la bicicletă tot la fel a fost. Mai cădeai, mai te ridicai. Aici nu prea ai voie să cazi. Mă uit la viraje, că încerc să mă poziționez în așa fel încât când virez să nu-mi iasă remorca pe banda aia la altă, știi? Și totodată să am și roțile aici pe drum de la remorcă. Și băie, mi-a dat borșul ghiși de unde, frate? Din cadă. Acolo făcea borșul în cadă. Tu l-ai vetă. Când i-a zis lui mama, a zis, băie, știi de unde mi-a dat asta borș? Nu fii atent, asta este prima mea ieșire. Este un camion acolo. S-a dat într-o parte. O să încerc să pătrund și eu. Mersi, my friend. Bun. Aici 69-70. Ce mai fi? Și să mergem mai departe. Ideea care este? Sunt la început și vreau să merg la picior. Nu am nevoie de altceva decât de limitatorul ăla. O să-l pun eu la 88-85, pentru că n-aș vrea să mă duc prea tare. No, bun, nene, aici sunt pe autostradă. Lucrul este simplu. Înainte și cu atenție. A, ca și idee să nu uit. Probabil că, cum să zic, că vreau să merg liniștit, să merg în ritmul meu, să-mi am eu toate astea așezate. Asta este tipologia care îmi folosește cel mai mult. Să știu că am lucrurile așezate, acte așezate, haine așezate, mâncare, cafea, trăinunu, pipe, tot ce trebuie. Și așa pot să funcționez. Este curat, mă simt curat. Sunt foarte bine. Mă uit și la prelată, e acolo toată. Remorca vine, e perfect. Mergem toți înainte. No, bun, nene, ne vedem mai încolo. No, nene, că mă duc așa încetus cu treabă bună, cum spune Daniel, nu? Uite oițele. Și câteodată mai iese una din turmă și toată lumea aleargă după ea să o bagă, să o pună înapoi în turmă. Nu-i corect. Lasă-o, mă, dacă a luat-o ea în altă parte din turmă, lasă-o, că știe ea ce trebuie să facă. Da. Nene, ce să zic, merg aici încetus cu treabă bună. Uite, îi dă flash-ul ăla că merge încet. Bă, se vede altfel de sus. Da, mă, bă, vreau să... Mie mi-ar plăcea ca toți care sunteți șoferi acum și sunteți pe 3 jumate și eu am fost tot acolo, a fost perioada cea mai faină din viața mea, pot să-ți spun, în materie de job. Mie mi-ar plăcea că ca mulți dintre voi să veniți aici. Este un pic de muncă, dar eu zic că merită efortul.
Fii atent, am descoperit un buton, scria limb pe el. Zic, bă, o scoate limba, hai să vedem. I-am dat pe el, n-a scos limba. Zic, bă, hai că-i bine. Ideea care este, l-am pus la 87 de kilometri per H și consider eu că este suficient. Am și probabil un consum destul de ok și merg în continuare la picior, nu merg pe pilot automat. Mi-am lăsat activ, hai să-ți arăt că o să ies un pic să vezi. Chestia aia cu banda, știi? Mi-am lăsat-o activă pentru că trebuie să o am activă, mai ales că sunt la început. Aici pe autostradă pare destul de în regulă treaba, ca să zic așa, trebuie doar să văd ce se întâmplă în față și un pic în lateral. De ce? Îmi mențin banda mea, mă uit tot timpul în oglinzi, mă uit la prelată, mă uit la uși. Înainte de asta nu ți-am mai filmat, eu m-am asigurat că este totul în regulă, i-am dat egalizare de aici, o să-ți arăt dimineață, poate că. Mă uit și în partea alaltă, eu am mai văzut odată un camion care i s-a deschis o ușă în timpul mersului. Se întâmplă, sunt niște chestii care mai trebuie cu un picuț remediate, pentru că siguranțele alea de la ușă merg foarte greu, sus se închide iarăși foarte greu. Îmi place că bordul este în sincron cu tahograful, deși toate datele care mi le iau, nu mi le iau de pe bord, mi le iau tot timpul de aici, de sus, din tahograf. De ce? Aici am pus cardul, nu l-am pus în bordul mașinii și de aici vreau să-mi iau toate datele. Nu merg de foarte multă vreme. Uite acolo, Valentin, tu l-ai vetă, tu ești om. Merg de 40 de minute și mă duc așa, încetus cu treabă bună, dacă vrei, știi? E ok. Las aici la 87, când o să ies dincolo o să-i îmi pun iarăși limită. Pe Ungaria am văzut că stă poliția și noaptea, de fapt asta știam și dinainte. Și ce să zic, mereu, uite, 87, 88, eu am luat piciorul de pe accelerație, 88, un pic de retarder am nevoie aici. De ce? Nu aș vrea să sar peste 90. Da, și mă duc ușor aici. Nu am nevoie de să acționez frâna cu piciorușul meu gingaș. 83, 82, dau înapoi, renunț la retarder. Și tot așa, poți să te joci foarte fain cu retarderul ăsta, știi? Și nu mai soliciți mașina, ea mai intră acum și în frână de motor. 86 acolo sus. E perfect, nene. Trebuie, eu știi ce cred, că o să-mi ia puțin mai mult timp, probabil, sau nu, o să fie mai ok până mă înțeleg cu toate sistemele astea, cu greutatea și cu totul, știi? No, bun, merg mai departe, Vasile. No, uite că acum am ieșit de pe autostradă. Și trebuie să iau pe aici, pe la G-Low. Văd că a început cât de cât un pic așa să plouă. Sper doar să nu fie foarte aglomerat, știi? Să pot să mă duc liniștit. Este loc, e perfect. 46. Tărătătătă. Cu semnal. Ne uităm aici frumos. Adaptăm viteza. Ăsta zice că nu ne lasă. E ok. Am intrat aici. Bun, până aici. Și de aici mai departe. Registrul auto român. No, aici foarte ușor. Pac, ușor spre dreapta, ușor spre stânga. Treaba e bună, n-ai să crezi. Atenție, autovehicol e perfect.
No, vezi că este aglomerat încoace spre Cluj. Ei, nu, e firesc. Vin oamenii acum acasă. Păi da. Unde am început mai devreme, așa e când ai program, încep mai devreme, ce să mai... No, știi care e toată treaba? Că aici pe sectoarele astea de drum unde suntem în sate, suntem în... Cole care trecut pe la pizor podului. Nene, e liber acolo, dar eu încă nu pot să zic. O să și opresc ăsta. Ideea este că vreau să mă focusez foarte mult pe drum. Uite și aici, vezi, astea sunt un picuț înguste. Le luăm așa încetuți, le uităm în colț, unde e remorca, e la linie și am ieșit. Tu l-ai vetă, foarte simplu, nene. Mașină parcată, o să semnalizez un pic de stânga că mă dau mai încoace. Perfect, acum un pic înapoi. Mulțumesc domnul instructor pentru tot ce m-ați învățat. Nene, încetuți cu treabă bună, știi cum spune română, nu? Mai exact cum spune Dani. Am încercat să-mi conectez telefonul. Băi, oprește-te, ce ai pățit? Ușor aici. Mai ușor, Valentin. Ok, mai ușor. Next time. Important este remorca să vină pe unde vreau eu. Și ea vine, săraca, că e de treabă, mă înțelege. Ce povesteam? Am uitat, nu-i problemă, mi-amintesc eu peste două zile despre ce vorbeam. De telefon, de sistem, da. Ideea este că nu am reușit să-l conectez, am văzut că telefonul meu nici nu-l vede. Habar n-am, treaba lui. În sfârșit, mergem așa, încetus cu treabă bună. Da, bravo! Ideea este că trebuie să și întind oarecum pasul, știi? Dar într-un mod safety, ca să zic așa, că nu am program de 12 ore și chiar vreau să și ajung la destinație, să zic așa. Aici. Te salut, my friend. Ia uite, granit, servus. Este red, luăm piciorul de pe accelerație, e galben și continuăm pe verde. Bun. No, mă duc așa, nene. Păi da, altfel cum? Trebuie să respect și viteza, toate cele, am multă treabă aici. O trecere de pietoni, mă uit, nu vine nimeni, continuăm înainte. Uite, pe Scania din ăsta am făcut eu școala. Și are ca la mașina mică, știi, 1, 2, 3, 4, clăpiță, 5, 6, 7, 8. Foarte ok, m-am înțeles bine cu el. Mai urmează o acoladă din asta pătrată, zici că stăm la fizică. Bun. Mai departe.